Familia, ca și viața, este cel mai de preț dar pe care omul îl poate primi, cea mai frumoasă binecuvântare. Familia este biserica de acasă și reprezintă cu adevărat totul. Este iubire, viață, căldură, putere, emoție și nu poate să fie înlocuită cu nimic. Părinții sunt îngerii văzuți, trimiși de Dumnezeu pentru a-i modela pe copii. Iar timpul petrecut în familie reprezintă temelia în formarea noastră ca oameni. Familia reprezintă sursa de iubire necondiționată din viața tânărului creștin. Cu cât petrecem mai mult timp alături de ea, cu atât vom învăța și noi să dorim iubire mai departe. Familia e darul sacru oferit de Dumnezeu fiecărui om. A petrece timpul cu familia înseamnă a prețui darul, a oferi în schimbul lui dragoste, încredere, respect. Timpul petrecut cu familia este un timp asumat, un timp câștigat pentru binele tău și pentru binele familiei tale. Cumva e o binecuvântare și mă folosesc sufletește stând în sânul familiei, pentru că acolo învăț dragostea, învăț răbdarea, învăț smerenia. Mă ajută să pot ști și eu cum să procedez când voi avea familie. Familia reprezintă darul lăsat de la Dumnezeu, ce ne ghidează după adevăratele valori și înțelesuri ale lumii. Reprezintă locul în care ne formăm ca oameni și creștini. Se spune că înțelegi adevărata valoare a unui lucru abia după ce îl pierzi. De aceea, trebuie să ne bucurăm de fiecare clipă pe care o petrecem alături de cei dragi. Familia înseamnă comuniune, iar unde există comuniune, există dragoste. De aceea, timpul petrecut în familie este prilejul pentru a cultiva dragostea pe care să o răspândim apoi în societate. Familia este un dar neprețuit, deoarece valorifică toate trăirile într-o amintire a veșniciei, iar familia care are la rădăcină iubirea este un pom cu roade dulci. Familia reprezintă singurul loc în care mă simt împlinit și liber de orice barieră. Acest lucru este de neprețuit. Plin de importanță este tot ceea ce realizăm, tot ceea ce trăim, dăruim, dar și primim. Dar familia este și trebuie să rămână cel mai de preț dar, incontestabil, al nostru, al tuturora. De aceea, să ai unde să te duci se numește acasă, să ai pe cine să iubești se numește familie, să le ai pe amândouă este o binecuvântare. Familia reprezintă temelia sufletului fiecărui tânăr creștin, iar fiecare clipă petrecută alături de cei dragi nu este altceva decât o cărămidă sănătoasă folosită pentru clădirea unei vieți adevărate. Timpul pe care îl petrecem alături de familie se rezumă doar la o perioadă de timp. Fiecare dintre noi vrea să avem un viitor, de aceea circumstanțele ne îndepărtează de cei dragi. Timpul pe care ar trebui să-l acordăm părinților va rămâne așadar un dar neprețuit. Nimic nu este veșnic și într-un final vom rămâne alături de Dumnezeu. Pentru a se putea forma corect, tânărul creștin are nevoie de exemple și de îndrumători. De aceea Dumnezeu ne-a dorit familia, cea care ne va îndruma în viață. Familia este izvor de afecțiune pură, dragoste adevărată, încredere profundă, sprijin constant, durere împărtășită, stabilitate și un număr infinit de responsabilități reciproce. Cel mai prețios dar pe care îl avem este timpul petrecut în familie. Încă de la primii pași în viață până la alăturarea sufletului nostru la ceata lui Dumnezeu, noi, oamenii, ne petrecem majoritatea timpului alături de familie. Încă de mici urmăm exemplul părinților noștri, deoarece cel mai bun este propriul exemplu. Familia reprezintă floarea dragostei, a iertării și a fericirii. Prețuiește-o și ai grijă să nu se ofilească înainte de a înflori. Familia este cadoul neprețuit de la Dumnezeu pentru viața noastră pământească. Faptul că avem o familie la care să ne întoarcem acasă ne ține mereu în priză și ne ajută să depășim orice fel de greutăți și să vedem mereu partea plină a paharului. Timpul petrecut cu familie este un dar neprețuit, deoarece în familie depășești toate problemele vieții și totodată înveți să zâmbești când ai nevoie. Timpul petrecut în familie este foarte important, deoarece creștem repede și trebuie să profităm de orice clip alături de cei dragi. Nici nu știm cum din copii devenim adulți, fiindcă toți suntem trecători. Familia pentru mine reprezintă o binecuvântare, deoarece s-ar putea să nu ne mai întâlnim cu acest moment niciodată în viața noastră. Familia este flacără vie din sufletul tău, care te învață să dăruiești și să primești iubire. Bucură-te de ea până nu se stinge. Timpul petrecut în familie este neprețuit, deoarece niciodată nu știm cât timp mai rămâne de petrecut cu cei dragi. Ea este singura care ne va fi alături mereu și ar trebui să prețuim timpul petrecut alături de ea, deoarece este unică și sfântă.
Familia reprezintă o școală a sacrificiului, a iubirii jertfelnice, o comunicare între părinți și copii. De aceea, un tânăr se formează în familie în primul rând prin puterea exemplului, cum bine spunea părintele Iachint, fost stareț al mănăstirii Putna. Vorba sună, fapta tună. Dumnezeu ne învață cât de importantă este familia în porunca a cincea, care ne determină să o respectăm cât mai mult cu putință și nu există altă modalitate mai bună de a-i mulțumi lui Dumnezeu decât dragostea față de aproape. Familia este un dar pe care ar trebui să-l prețuim mai mult, pentru că nu toți copiii beneficiază de o familie. Părinții sunt acele ființe luminoase, precum sfinții. Ei sunt îndrumătorii și cei mai buni călăuzitori în alegerile noastre. Fiecare clipă petrecută cu familia este un dar prețios, fiindcă, peste ani și ani, ne va fi dor de timpul petrecut cu ei. Timpul petrecut în familie este un dar prețios, deoarece familia ne este alături la bine și la greu. Familia ne îndrumă pe calea cea bună pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Familiile noastre trebuie să fie mici bisericuțe, iar casele noastre mici temple, unde să-i slujim Domnului cu dragoste. Familia este sfântă, de aceea se potrivește perfect cu cuvântul biserică. Mi-aș dori ca aceasta să fie nemuritoare, însă familia este un rai timpuriu.